divine masculin, divine feminin, se, cum am mai zis, da? Energie pură se trezește într-o formă. El se trezește într-o formă, ea. Da? Forma aceasta minunată, divine feminină. Da? Și divine masculin se trezește în forma lui minunată. Și cum s-a trezit? Ce înseamnă se trezește într-o zi? Într-o, da? E sumonat. Ea îl sumonează de câte ori are nevoie. Nu că eu o să mă gândesc și o să mi-l sumonez, că mi-i dor și mi-i drag și da. E amprenta, da? Când simți nevoia, când e nevoie de prezența divine masculinului în viața divine femininului, se activează programelul și el se sumonează. Și invers. Și când e sumonat, sumonată, se activează programelele în care a intrat energia pură, da? Și în loc, e ca și cum imaginează, să vină energia pură, ai sumonat tu divine feminină, ai sumonat divine masculinul și el, să zicem, apare la ușă, de undeva, el în capul lui e de undeva vine, de undeva, de la job, de la eu știu ce, de unde a plecat, da? În fața ta, în fața ușii tale, se sumonează și ar trebui, dacă sunt dizolvate, să reglate, să aranjate, să lămurite programelele, da? Și transformate, să lucreze într-un fel, ele așa și lucrează. Până nu, lucrează cum lucrează, trebuie să ai răbdare, da? Deci energia pură, ai sumonat, s-a sumonat dinăuntru, nu când vrei tu, că ziceam la un moment dat. Păi și când ea vrea ca tot timpul să fie lângă el, dar el trebuie să plece, nu știu, la servici sau, da, nu știu, unde are treabă sau să se întâlnească cu gașca și chestii, da? Și invers, el vrea să fie tot timpul cu ea, dar ea trebuie să se ducă la servici, trebuie să ducă copilul, trebuie să-l nască, trebuie să... tot felul, da, ok. Și atunci, până se rezolvă, updatează, upgradează programelele, sunt alea vechi, să zicem, da? Tu energie pură în alea vechi. Și ca să le clirui, trebuie să le simți, să le treci prin tine. Și omul se... L-ai sumonat în fața ușii tale, ai deschis ușa și în loc să vină, dacă s-au upgradate, schimbate programelele și rezolvate, ar trebui să vină energia pură și atât. E ca și cum o prezență, nu știu, ca un înger, da? E ca aerul, ca focul, ca pământul, da? Ca și al cincilea element ar fi, da? Care e, de fapt. Și ar intra așa pe ușă, ar zbura cumva, ce zic, în toate, nu numai ca și în stare fizică, în tot ce ar face, ar rezolva, ar spune, ar face, da? Ar înțelege. Dar are programelele vechi în el și tu la fel, adică și divine feminin. Și vrea să fie, să-și ia zborul ăla de înger, da? Al cincine element spre tine, vrăjitoare ce ești. Așa? E oprit de un programel. Sunt bărbat, trebuie să aduc provizii acasă. Și tu zici, n-am nevoie de provizii, că nu știu mâine în ce lume sar și ce fac. Și omul e programat. Da? Până își dizolvă, rezolvă și prin tine și prin el se dizolvă programelul ăsta minunat, da? Îl accept și îi mulțumești că e minunat, omul face asta, face tot timpul, trebuie să fac asta, vine cu ceva, aduci ceva, bun. Și tu nu înțelegi ce sunt. Are programelul ăsta minunat de responsabilitate, da? Ok. Pe urmă, că trebuie să fie cu familia, că trebuie să aibă grijă de familie. Deci nu se, e cumva intră într-o stare robotică și divine feminin și divine masculin. Da, am mai zis, că programelele se activează și atunci nu se gândește la energia lui sau ea la energie ei, își lucrează, da? Softul își lucrează programelele. Trebuie să aduc asta, trebuie să mă duc asta, trebuie să-mi văd rudele care nici nu sunt, nici nu ești acolo, da? Ești om nou, nici nu ai așa ceva. Da? Dar tu te trezești în niște programele ca am aia,
Oh, trebuie să sufăr că am divorțat. Ai un programel unde ai divorțat și suferi 5 ani lumină. Înțelegi unde mai? Genial, mi se pare. Superbe programele. Nu seama ce... Tu faci mișto de tine, din viitorul ăla superb, din energia pură a ta care e cu tine. În prezent e și e energia pură. Trecut, viitor, da? Dar prezentul e energia pură, punct. De aia rezolvi și înțelegi lucrurile cumva mai... Și așa îți refaci trecutul și așa îți... Ți apare... În prezent îți apare deja viitorul, că ai pășit. Și asta ziceam. Și să se ducă să facă... Să se ducă la job. El nu are așa ceva. Energia pură. Nu are așa ceva. Nu are... Să se ducă la job. Și... Vrea să vină înspre tine cu energia, cu și la un moment dat, la job. Da? Am plecat, un sandwich ceva sau... și a plecat la job. Și s-a desumonat. Înțelegi cum merge. Și tu la fel. Trebuie să mă duc să... Mi-iau copilul de la... Tot trezește energia pură într-o formă, într-un programel de mamă. Într-un programel de bunică, într-un programel de copil. Înțelegi cum e? Orice vârstă ai, de-aia ai orice vârstă. Nici nu știi cum arăți. Și te trezești și te-ai sumonat, da? Ai fost sumonată, că așa m-am trezit reîncarnat și așa mai departe. Că am fost sumonată de cineva, m-a chemat cineva, da? Tu din viitor, că divine masculinul al tău sau, na. Și femeia s-a trezit în programelul de... Nu, că poate. Nici nu are copii. Dar s-a trezit într-un program de să mă duc la grădiniță după copil. Și e ceva normal. E ceva... De aia când m-am trezit era ceva... Am zis că suntem androizi, suntem roboți, suntem nise, da? Suntem... S-a acaparat mintea și suntem jumătate oameni, jumătate roboți, jumătate... Da? Sare energia pură în așa ceva și se sperie, nu înțelege ce se întâmplă și găsește o paralelă cu a, s-a robot, a, s-a android, a. Că eu n-am, nici n-am, și știe că nici n-are copii, dar trebuie să urmeze un programel, să se ducă la grădiniță să-și ia copilul, da? Și s-a desumonat undeva pe drum, pentru că nu e așa ceva. Acolo e și e superb, e... Oameni noi, învățăm din toate. Știu că sună cumva fantasmagoric, să fie și așa mai departe. Ăștia suntem. Și învățăm să trăim așa. Și e minunat, e superb. E. Aia ziceam și programelul cu să faci foc în casă. Ai programel, trebuie să faci focul. Ai programel, trebuie să-ți proiectezi resurse. Trebuie să proiectezi, să găsești bani, da? În familie. Să iei în rate, să nu știu ce, să-ți proiectezi lemne în fața porții, să-i aduci, să tai, să nu știu ce. Și în paralel, în afara programelului ăstuia, minunat, energia pură care știe sigur, n-are nevoie de așa ceva, e legătura cu pământul, căsuța e caldă, e temperatura plăcută, da? O reglezi din tine. Că prin geamuri, că v-am mai înregistrat pentru copilași, așa, da? Despre așa ceva. Și cam astea sunt programelele și good luck. Nu e interesant, nu e superbă viața, fantastic. Da, și așa, și când se întâlnesc ăștia doi, el și ea, energia pură intră în programelele de divine masculin, divine feminin, tot programele, culmea. Ori e energia pură, ori e ceva. Da? Când spui, denumești ceva, pui o leibăcică, o denumire. Da? Ai denumit lucrul așa ceva. Într-o formă. Și când se întâlnesc, e cumva forma de... Că simte doar atât, să o țină în brațe și să-l țină în brațe. Simte doar să se uită unul la altul și aici se întâmplă ceva chimic extraordinar, să nasc copii din asta. Da? Energie. A fugit. Deja sunt. Energia s-a multiplicat. S-a înmulțit. S-a multiplicat. Și
A intrat în forme. Și-a refăcut, adică e așteptată de programele să fie înșfăcată. Deci copiii sunt. Tu zici că ai un copil, tu ai tot pământul copiii, știi? Și divine, el și ea sare într-o, mamă, 10 minute, în programele de că trebuie să se comporte cumva în pat când fac dragoste, să se comporte, da? Într-un fel, e programel. Mai mult decât să te uiți unul la altul și să te sorbi din ochi, să simți de aici puternic, să te atingi, să te iei de mână, să te atingi până unde vrei. Dar cumva sunt programele, hai să facem așa, dar hai așa, ca și cum ai știut dintotdeauna. Nu, e ceva, n-ai știut, de-abia acum simți, de-abia acum. E ca și cum ar zice bărbatul, fă, dar câte femei am avut. Întâlnește divin feminin a lui în viață, prima dată o întâlnește, că prima dată o întâlnește, ești lăsat acum ani lumină, programele, secole de vieți, da? Și tu prima dată o întâlnești, eu atâtea femei, eu știi cum, vai de mine, și rămâne marmurit și rămâne nebunit că nu știe nici cum să se uite la ea, nu că să se întâmple ceva acolo mai departe între ei. Super. E atât de superb, e atât de frumos, e om nou, e atât de... Acolo ești, acolo.